Instituția prefectului a anunțat că, la ghișeul de lucru cu publicul al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Suceava, a devenit operațională plata cu cardul bancar, POS, a contravalorii permisului de conducere, 68 de lei, și respectiv a autorizației de circulație provizorie, 13 lei. În plus, la serviciile publice comunitare, la care datele din documentele prezentate în vederea înmatriculării pentru circulație a vehiculelor se introduc de către lucrătorul din ghișeu, cetățenii pot achita prin aceeași facilitate și contravaloarea certificatului de înmatriculare. Taxa este, pentru acest certificat, în valoare de 37 de lei.